Din primele cercetări, cum s-a produs accidentul? Poliția municipiului Pitești a fost sesizată despre producerea unui eveniment rutier pe raza municipiului Pitești. În primele verificări se pare că o persoană, o femeie în vârstă de 77 de ani, s-a fi angajat în traversarea străzii, în mod neregulamentat. Aceasta a fost acroșată de un autotir. În urma evenimentului, persoana a decedat. Reamintim tuturor pietonilor ca, mai ales în perioada de iarnă, să se asigure temeinic înainte să se angajeze în traversarea străzii și chiar dacă se angajează regulamentar pe marcajul pietonal, să se asigure că au fost observați înainte de conducătorii auto.